Astfel au fost recepționate și puse în funcțiune patru aparate de ventilație mecanică la secția ATI, 13 monitoare pentru funcții vitale, secția ATI, secția chirurgie generală, secția ortopedie, traumatologie, laboratorul de radiologie și imagistică medicală, o masă de operații la compartimentul orele, două aparate de anestezie la secția chirurgie generală, o masă de operații ginecologice la secția de obstetrică ginecologie, un incubator nou născuți cu servocontrol la secția de neonatologie, un incubator nou născut standard, tot la secția de neonatologie, un incubator nou născut la acea secție neonatologie, un monitor pentru terapie neonatală, tot la secția neonatologie, plus un compresor de aer medical la secția neonatologie. În această săptămână se va instala un aparat radiologic digital cu unitate de postprocesare, stocare și printer.